Istorici, militari, muzicologi, oameni de litere, dar și pasionați de figurile marcante ale culturii românești au lansat volumul de studii și articole Dimitrie Cantemir, Puntea Cunoașterii între Orient și Occident. În volum se găsesc lucrări de analiza schimbărilor pe care le-a impus ultimul domn pământean și marele cărturar Dimitrie Cantemir istoriei noastre. A-l cunoaște în momentul de față pe Dimitrie Cantemir este foarte important, atât pentru cultura românească, cât mai ales pentru promovarea interesului și a spiritualității românești în lume. Sarul științific cantemirian nu a fost încheiat însă, trebuie în continuare depuse eforturi atât de cercetători cât și de iubitorii de Cantemir pentru a identifica aceste zauri de idei. Cantemir ne-a învățat în primul rând cauzalitatea și poate că ar trebui să o învățăm ca să putem să descifrăm prezentul și viitorul. O zonă chiar mai puțin explorată de cercetătorii operei lui Dimitrie Cantemir este cea legată de activitatea muzicală. În timpul șederii sale la Istanbul, cărturarul stabilește primul sistem de notație a muzicii turcești, un sistem propriu inspirat de neuma bizantină și de alfabetul arab. Cantemir lasă în acest fel istoriei o cheie a descifrării muzicii Orientului, dar și a celei născute în teritoriile noastre. Sistemul său de notație permite astăzi cercetătorilor să își facă o părere despre muzica de secol 17-18, chiar dacă nu avem înregistrări din acea perioadă. În schimb, scriptic putem să ne facem o părere care să nu difere prea mult, am putea spune, de ceea ce se întâmplă atunci din punct de vedere sonor. În paginile volumului vom regăsi și lucrări dedicate activităților literare și diplomatice ale lui Dimitrie Cantemir, precum și date despre manuscrisele existente în bibliotecile din Rusia și din Londra.